Am îndeplinit un lucru și un vis care ni l-am pus în urmă cu câțiva ani, atunci când s-a luat decizia să construiască un astfel de centru în România. Acum, ce înseamnă puterea aceasta de 10 petabați? Când a apărut acest vis, cea mai mare putere din lume era sub un petabat. Între timp a fost o cursă mondială, aproape toate țările dezvoltate participă la această cursă. Unele au reușit, au ajuns la un petabat sau peste, unele puțin peste petabat. Deși au proiecte chiar de 10 petabat, noi suntem primii care am realizat acest proiect. Deci am câștigat cursa. Este premieră mondială, este un lucru care nu era sigur nici când ne-am apucat de lucru și nici pe parcurs, dacă absolut toate lucrurile merg să se poată atinge această putere. Pentru public, probabil că lumea nu este familiarizată încă cu acești multipli sau submultipli, s-au obișnuit cu nano. Noi vorbim, nano este o milionime. Noi vorbim de femto, care înseamnă milionime de miliardime, de fapt de miliardime nano, deci o milionime de miliardime de secundă durata pulsului, iar puterea este de vorba de petawatt, care înseamnă 1 milion de miliarde de watts. Și mai bună este comparația cu puterea soarelui, este 10-a parte din întreaga puterea soarelui pe pământ concentrată într-o rază, într-un fascicol de lumină. Această concentrare face ca lumina să aibă o forță extraordinar de mare și să creeze asupra materiei, să fie supusă materia în condiții deosebite, să apare fenomene noi care probabil există în univers, dar pe pământ, nici în laborator, nici în natură, n-au fost puse în evidență. Și principalul nostru scop, că suntem cercetători, este să înțelegem aceste fenomene și să lămurim din tainele Universului. De asemenea, în paralel, cercetătorii au venit cu tot felul de idei de a se elabora noi tehnologii care să folosească societății. Societatea este avidă de schimbări în bine în fiecare zi. Și cam asta este în rezumat. Și deci mai departe sunteți deschis tuturor celor care vor să vă propună diferite alte teste. Tot programul științific al centrului ELI a fost făcut împreună cu colaboratorii noștri sunt sute de colaboratori din zeci de centre din lume. Deja am primit felicitări în momentul când a apărut știrea de săptămâna trecută că s-a atins această putere, a fost și visul lor să aibă o asemenea jucărie, să se poată să facă cercetări. Deci ei sunt gata să vină să colaboreze, să facem cercetări aici. De asemenea, sunt zeci de firme. Colegul meu, Dan Ghiță, e mai familiar cu ei, care sunt interesați, peste 100 de firme în acest Măgurele High Tech Cluster, care vor să colaboreze cu noi într-o formă sau alta în momentul când centrul merge, ca să nu mai vorbesc de zeci de firme din străinătate care au venit deja, din 30 de firme din Japonia care au venit cu sprijinul ambasadei japoneze să stea de vorbă cu noi, să facă colaborări. De fapt, colegul meu, Călin Ura, a fost chiar săptămâna trecută în Japonia și a luat legătura cu aceste firme. Deci, interesul în lume, așa cum spuneam, este o nouă jucărie. Toată lumea așteaptă să o exploateze. Atunci o să-l întreb pe domnul dr. Călin Alexandru Ur, director tehnic al proiectului, care este legătura dintre cele două lasere și de mare putere și sistemul de radiații gamma, cum vor fi ele corelate la un moment dat? Proiectul s-a născut ca un proiect bazat pe utilizarea luminii extreme pentru studii de fizică nucleară. Și în acest context, noi ne-am imaginat două sisteme. În primul rând, sistemul de laser de mare putere, cel pe care astăzi îl celebrăm și ne bucurăm de faptul că am ajuns la o putere care este mai mare decât ceea ce ne-am propus. Iar al doilea sistem este un sistem de lumină gamma. Ambele sisteme sunt unice în lume și folosesc lumină extremă, dar lumină extremă de natură diferită. În timp ce pentru laserii de mare putere vorbim de intensitate,
intensitate foarte mare, număr de fotoni pe unitate de timp foarte scurtă. În cazul fascicurilor gamma vorbim de energie foarte mare. Sunt energii care depășesc energia vizibilă de 1.000.000 de ori. Da? Scopul nostru a fost să combinăm aceste două tipuri de radiații ca să facem cercetări care vizează atât domeniul cercetării fundamentale, ca să înțelegem structura materiei, modul în cum este organizată materia, cum s-au format elementele în univers, dar în același timp ne uităm și către partea aplicativă, partea de dezvoltare de aplicații care au un rezultat în domeniul social. Deci ne uităm către aplicații de tip medical, către aplicații de tip industrial care se pot dezvolta cu aceste fascicule intense, extreme de la ele. Am înțeles, și aceasta este doar o parte din partea din România, o parte din componenta mare ILAI. Putem să vorbim puțin pe înțelesul publicului. Cum pot fi combinate celelalte componente la un moment dat? Deci proiectul s-a născut pe trei pilari care sunt complementari. Deci studiile de fizică nucleară, studiile de fizică care au fost prevăzute în cei trei pilari au scopuri diferite. Deci fiecare institut în care avem o parte din ILAI are un scop bine precizat, în așa fel încât atunci când punem cei trei pilari la un loc, cele trei centre de cercetare la un loc, să avem o imagine completă, un rezultat unitar care să ne permită un studiu de anvergură cu laser de mare putere, cu laser de mare energie și cu laser de mare repetiție. Deci acest lucru s-a avut foarte mare grijă atunci când s-au pus bazele proiectului, ca să avem această complementaritate. S-a preconizat și un orizont de timp pentru întreaga platformă ILAI? Platforma este... de 10 ani, 15 ani? 20. Noi suntem la început, deci noi vom porni cu experimentele cât de curând. Ne așteptăm să avem primele experimente către sfârșitul anului acesta. Anul viitor vom intra cu experimente de anvergură în funcțiune. Și din acest moment oportunitățile sunt nelimitate. Noi ne propunem să operăm și să facem experimente pe o perioadă de timp cât mai lungă posibil. De fapt, una dintre provocările pe care le avem noi ca și cercetători este să construim aranjamente experimentale și să ne imaginăm experimente care să beneficieze și de toate posibilitățile pe care le oferă un laser de o putere atât de mare. Cum pot fi amortizate costurile acestui proiect? Și pentru că am înțeles că veți fi deschiși atât pentru ONG-uri cu acces, să zicem, liber, dar și pentru firme private. Ne puteți spune câteva cuvinte? Ne-am stabilit aceste scopuri înalte de a studia, spre exemplu, materia nucleară utilizând aceste fascicule, dar folosind aceleași metode putem să găsim aplicații cu efect imediat în societate. Dezvoltând, spre exemplu, accelerarea cu laser, crearea de fascicule accelerate cu laser vor permite dezvoltări în medicină, spre exemplu, metoda putând fi preluată de companii pentru a fi pusă în practică în mașini mult mai compacte decât există în acest moment și pentru a fi utilizată, spre exemplu, în tratarea cancerului utilizând aceste fascicule accelerate. Vorbim în primul rând de cei interesați și firme private la nivelul Uniunii Europene sau din toată lumea? Cred că toată lumea este interesată de ce se poate produce cu acest instrument extraordinar. Domnule academician Zamfir, colegul meu, dacă măcar una dintre tehnologiile care sunt planificate să studieze de roade, cred că nu mai avem nevoie de finanțare de bani public. Sunt convinsă și pentru că aveți această speranță și ați pomenit de echipa minunată pe care o aveți, o să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre această echipă. Înțeles că e o echipă tânără, da, deci am oameni început, foarte bine pregătiți.
Din punct de vedere al proiectului, am început un grup de oameni din cadrul institutului, mai ales din partea de conducere, partea administrativă, deci partea juridică, condusă de doamna dr. Raluca Stoicea, partea economică de domnul director economic Alexandru Popescu, împreună cu ceilalți juriști și economiști, am trecut în afară de aplicație și de a face formele acestea administrative, birocratice, s-a trecut și la crearea echipei ELI. Am avut părerea că dacă centrul este nou, și echipa trebuie să fie nouă. Și atunci, de asemenea, ca să obții rezultate deosebite cu echipamente deosebite, trebuie și cercetătorii să fie deosebiți. Avem o ștachetă foarte înaltă, am început de la zero echipa, acum am ajuns la aproape 200, sperăm ca în următorii 2 ani să ajungem la 300. Avem un proces continuu de aplicații, de evaluare. Aș putea spune că ștacheta este sus pentru că vrem într-adevăr să fim la nivelul oricărui centru mondial. Am avut câteva mii de aplicații până acum, au fost admiși cei 200. Sunt cercetători, sigur cei mai mulți sunt din România, cam o treime provin din România, dar avem cercetători, atât români întorși, cât și străini din 27 țări ale lumii. Sunt cercetători, sunt ingineri, sunt cercetători la începuturile carierei, cum le zicem noi, cercetători junior sau post-doctoral, asistent de cercetare post-doctoral, dar sunt și cercetători consacrați care sunt spre sfârșitul carierei lor. Deci asta este iarăși unul dintre obiectivele mari ale implementării proiectului, să reușim să creăm o echipă care să fie sudată, să fie entuziastă, să poată să dea rezultatele care le-am dorit. Și extrem de deschisă la nou, de creativă până da, la urmă. Da, deci echipa de implementare, atât cercetătorii cât și din partea de conducere, au fost extrem de tenace și să treacă peste greutățile implementării unui proiect. Există în acest stadiu un schimb de experiențe, de idei între echipele celor trei piloni sau urmează? Da, așa cum spunea colegul meu, Călin, cei trei piloni sunt total complementari. Noi am mers pe ideea să avem fascicul foarte puternic care să poată să inducă fenomenul la nivel nuclear. Deci suntem singurul centru din cele trei care avem 10 pe tavan. Celălalt centru din Cehia, din Republica Cehă, merge pe ideea de multitudine de fascicole laser, cel mai puternic are 2 petavați, planificat să aibă 2 petavani. Cel din Ungaria merge pe ideea de studii ale dinamicii moleculare, deci pe timp foarte scurt puterea este modestă. Deci toate trei sunt complementare, sigur colaborăm mai ales în domeniile de interes comun. În experimentele noastre, de exemplu, joacă un rol foarte important materia care va fi bombardată. Cu noi avem limbaj militar în cercetările astea de fizică nucleară. Noi bombardăm o țintă. Sigur că bombardarea se face cu un fascicul de lumină sau gamma și ținta e de fapt o bucățică de material. Această țintă trebuie să aibă proprietăți foarte bine determinate ca și compoziție, dar și ca geometrie. Deci noi vorbim de ținte de grosim de nanometri. Fabricarea acestor ținte este o știință prin ea însăși. Și între cele trei avem cel mai sofisticat laborator de ținte, care e funcțional. De fapt, cred că e aproape cel mai performant laborator din lume. Și colaborăm cu celelalte două pentru că au nevoie de expertiza noastră, iar noi suntem bucuroși să o oferim. Cum colaborați cu echipa de la CERN? Este și acolo, presupun, o activitate care poate fi complementară acestui proiect.
Da, deci în primul rând vreau să menționez că noi avem o colaborare cu CERN-ul care este foarte bună. Recent am fost admiși ca și membri al CERN-ului și în acest context dezvoltarea unor noi sisteme de accelerare este una dintre preocupările noastre. După cum știți, la CERN acum au un accelerator care are o lungime totală de 27 de kilometri pentru experimentele pe care le fac, iar următorul pas în cazul lor ar fi pentru a obține un rezultat remarcabil în dezvoltarea cercetării, să se ducă către un accelerator cu lungimi de peste 100 de kilometri, ceea ce tehnologic este extrem de dificil. Și atunci, ceea ce încercăm noi să facem aici local este cumva o schimbare a paradigmei folosită în accelerarea de particule și să accelerăm particule cu laserii de mare putere. Deci una dintre direcțiile importante pe care le avem noi de cercetare la LIMP este accelerarea de particule cu acești laseri și încercăm să reducem dimensiunea acceleratorilor tradiționali de această dimensiune de ordinul zecilor de kilometri la câțiva centimetri. Oamenii sunt foarte deschiși pentru scenarii, poate chiar SF. Am putea să spunem cum, de exemplu, în domeniul astrofizicii pot fi folosite aceste cercetări? Da, practic vom simula în laborator reacții nucleare ce au loc în exploziile supernovelor, spre exemplu, și putem afla răspunsul de ce un element este mai abundent decât celălalt. De ce fierul, spre exemplu, este mai abundent decât aurul. Aceste reacții nucleare vor fi foarte bine simulate în laboratoarele noastre cu ajutorul instrumentelor pe care le avem aici. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes în continuare. De tot sprijinul de cursul implementării proiectului. Mulțumim, numai bine, succes! Vă mulțumim!